dimineața! Sunt Alina Nenu și urmăriți știrile orei 7 la Antena 3 Vâlcea. Din cauza stratului gros de zăpadă și a apelor ieșite din matcă, 8 turiști din satul mare au rămas blocați la o pensiune din comuna Mălaia. Aceștia au apelat la 112 în cursul dimineții de 6 ianuarie și au reușit după 2 ore să coboare în siguranță în satul Ciungetu cu ajutorul unei autospeciale a jandarmeriei și al unui autoturism al primăriei. Cei 8 turiști din satul mare, 3 femei, 2 bărbați și 3 copii, se aflau în vacanță la o pensiune amplasată în punctul La Castel din satul Ciungetu. Precipitațiile abundente din ultimele zile i-au cam speriat, însă, din cauza stratului de zăpadă, a drumului neasfaltat și a apelor ieșite din matcă, turiștilor le-a fost teamă să coboare cu autoturismul. Prin urmare, în cursul dimineții de 6 ianuarie, aceștia au sunat la 112. Ajunși la fața locului, jandarmii și lucrătorii primăriei au găsit turiștii în stare bună, neavând nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, cu ajutorul autospecialii de jandarmerie și al unui autoturism al primăriei, turiștii au fost aduși în siguranță până în satul Ciunget. Menționăm că intervenția a durat aproximativ 2 ore și s-a desfășurat fără incidente. Mulțumim lucrătorilor primăriei Mălaia pentru sprijinul acordat, iar turiștilor le recomandăm să plece echipați corespunzător în zona montană. Primarul localității Mălaia declară că în acest moment situația drumurilor din comună este sub control, iar turiștii se pot deplasa în siguranță înspre și dinspre pensiunile de aici. Ce ține de noi, toate drumurile sunt deschise, nu avem zăpadă deocamdată decât la Ciunget, aproximativ 5 cm, dar drumurile sunt deschise. Acum lucrăm la niște involvenți care au venit și curățim pe drumul județean 701D și pe un drum comunal pe Rudăreasa, da, unde sunt aplasate și niște pensiuni în satul Ciunget. Luni am lucrat la Săliște pe Șasa, ieri prin Mălaia, dar drumul nu avem blocate. Cât despre drumurile forestiere, Rom Silva ne asigură că majoritatea acestora sunt practicabile, cu câteva excepții, căi de acces calamitate. Avem calamități la Ocolul Silvic Rimănești, pe Valea Lotișor, da, de la Cascadă în sus. Mai avem ceva la mici, nu de calamități, ceva embulmenți, de raza Ocolului Silvic Romani, pe toate văile, cum ar fi Luncavăț, Bisticioara, Bistița, pe cheia, drumul județean, care ne afectează și pe noi. Avem pădure sus și avem drumul forestiere. Am înțeles că e calamitat. E vorba de zona platformei drumului îngustată, e vorba de apa a luat-o pe drum, a afectat șanțuri. După bobotează, creștinii de pretutindeni l-au prăznuit ieri pe Sfântul Ioan, cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan, făcându-l cunoscut oamenilor. Sărbătoarea a fost prilej de petrecere pentru aproximativ 2 milioane de români. Creștinii prăznuiesc în fiecare an, în data de 7 ianuarie, soborul Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare considerată ca fiind una dintre cele mai importante din calendarul ortodox. Este ziua în care Sfântul Ioan l-a botezat pe Iisus Hristos, făcându-l cunoscut astfel oamenilor la 30 de ani, vârstă pe care evreii o consideră a maturității. Sfântul Ioan s-a născut în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era rudă cu Fecioara Maria, mama lui Iisus. Prorocul Ioan a început să predice înaintea lui Iisus, având rolul de a pregăti poporul pentru primirea Mântuitorului. Prin botezarea oamenilor în Iordan, el de fapt îi pregătea pentru adevăratul botez, cel în Duh pe care l-a adus Iisus Hristos. Este în strânsă legătură această sărbătoare cu sărbătoarea botezului Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este unul dintre sfinții mari ai bisericii noastre, sau cei mai mari, este cel despre care, așa cum vă mai spuneam, Mântuitorul Iisus Hristos spune că este și cel mai mare născut din femeie și se învrednicește de cinstea aceasta de a sta în împărăția cerurilor de-a stânga sa, pentru că de-a dreapta sa stă Maica sa. Iată că vorbim despre unul dintre cei mai mari sfinți ai bisericii noastre. Ioan este un nume iudaic și înseamnă Dumnezeu s-a milostivit.
foarte mulți români care poartă numele de Ion, Ioan sau Ioana, ori diferite variante, Ionel, Nelu, Ionică, Nică, Ionuț, Onuț, Ionela, au motive de sărbătoare în această zi. Este cea mai bogată familie onomastică din România. Credincioșii au fost prezenți în număr mare la biserică și au transmis gânduri bune tuturor celor care poartă acest nume. La toți ionii în țara aceasta, Dumnezeu să le dea binefacere și sănătate. Pentru fratele, sora, cumnații care au copiii toți ioni, mătuși și socri care sunt toți. Le urăm la mulți ani să fie sănătoși și Dumnezeu să-i binecuvinteze cu sănătate. Am un coscru, am un unchi de la Craiova, care le urez multă sănătate, multă fericire și la mulți ani. Pentru mine are amintirea unor persoane dragi pe care le-am pierdut, dar și gândul către persoanele dragi care au fost și au rămas alături de mine. Și mă gândesc că Sfântul Ioan Botezătorul ne ocrotește și ne dă și el la tot speranța de mai bine. Vâlcenii care doresc să-și găsească un loc de muncă acum la început de an o pot face cu ajutorul AJFM Vâlcea. Pe lista locurilor de muncă vacante în județ se regăsesc 34 de angajatori care pun la dispoziție 132 de posturi pentru absolvenții de școli profesionale, studii medii, post-liceale și superioare. Cei interesați să plece câteva luni la muncă în străinătate pot merge în Portugalia, Danemarca sau Germania. În prima săptămână a lui 2021, 34 de angajatori caută candidații perfecți cu ajutorul AJFM Vâlcea. În perioada 6-12 ianuarie, cei interesați de un nou loc de muncă găsesc pe listă 132 de posturi disponibile pentru toate categoriile de pregătire profesională, pentru cei cu studii superioare, pentru cei cu studii medii și post-liceale, pentru absolvenții de școli profesionale și pentru persoanele cu studii medii sau gimnaziale. Din punct de vedere al domeniului de activitate al acestor firme care au depus oferte în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, nu putem să spunem că sunt majoritate dintr-un anume domeniu de activitate, dar în această săptămână sunt din domeniul industriei serviciilor, alimentației publice și comerț, deci în domeniul industriei lăcătuși mecanici, sudori, electricieni, muncitori necalificați, bineînțeles, din domeniul alimentației publice, bucătari, ospătari, ajutori de bucătari și din domeniul comerțului, vânzători și lucrători comerciali. Teatrul Municipal Ariel scoate la concurs un post de director cu atribuții artistice. Astfel, cei care caută poziții de conducere au posibilitatea de a se angaja cu ajutorul AJFM Vâlcea. S-a constatat o scădere a ofertei de muncă pentru anul 2021 față de anii precedenți, când pe lista instituției se regăseau câte 2.000-3.000 de angajatori. Cei care doresc să plece la muncă în străinătate se pot angaja tot prin intermediul AJFM. Pentru EURES, deci pentru locuri de muncă în Uniunea Europeană, avem în această săptămână jur de 330 de locuri de muncă vacante. Sunt câteva locuri de muncă vacante în Germania, dar se cer limba germană, norvege cu limba engleză și, bineînțeles, că avem 300 de locuri de muncă vacante pentru Danemarca în agricultură, lucrători la culesul mazărei. Acest angajator, Greenpeace, cu care ne-am obișnuit chiar din 2008, când au venit chiar în județul nostru și au făcut prima ofertă am avut prima bursă cu angajatorul din Danemarca. În continuare, 100 de locuri de muncă vacante le oferă pentru Portugalia și 200 de locuri de muncă pentru Danemarca. Pentru aceste posturi, contractul de muncă se face pe perioadă determinată, în funcție de nevoia angajatorului. Pentru Portugalia, perioada de lucru este între 15 martie și 31 mai, iar pentru Danemarca, iunie-septembrie. Din punct de vedere al plății, pentru lucrătorii la culesul mazărei, în Portugalia salariul începe de la 750 de euro, se poate ajunge la 1.000-1.700 de euro brut. Impozitul și contribuțiile se plătesc conform legislației portugheze,
iar în Danemarca se poate ajunge la un salariu de 2.000-2.500 de euro lunar. Angajatorul de asemenea funcție de munca depusă putând să ofere și un bonus de 12,5%. Bineînțeles, aceste salarii sunt și în funcție de cantitatea de mazăre culeasă. Cei interesați pot trimite CV-urile în limba română pe adresa de e-mail a angajatorului și pe cea a reprezentantului EURES. Toate aceste informații se pot obține și pe site-ul nostru anfm.ro la rubrica Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, precum și pe pagina de Facebook a instituției noastre, intitulată Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea. După o săptămână ploioasă în care ne-am confruntat cu inundații în județ, acest weekend vine cu temperaturi între minus 4 și minus 8 grade la munte, iar în zonele mai joase între 4 și minus 1 grad. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că în următoarele zile și pe aproape întreg parcursul săptămânii viitoare, precipitațiile vor continua și vor fi însoțite de o masă de aer rece. La acest sfârșit de săptămână avem posibile ninsori în județ. La Obârșia Lotrului, în zilele următoare, se vor înregistra temperaturi între minus 2 și minus 8 grade Celsius, iar în Buila Vânturarița între minus 4 și minus 8 grade. Vineri și duminică va ninge, iar sâmbătă turiștii se pot bucura de soare. În Brezoi, temperaturile vor fi mai ridicate și nu vor atinge valori sub 0 grade. Vom avea între 4 și 0 grade Celsius. În Voineasa se vor înregistra temperaturi cuprinse între 4 și minus 1 grad, iar la Horezu între 2 și minus 1 grad. Și în aceste zone, vineri și duminică va ninge, iar sâmbătă va fi soare. Se strică vremea în Călimănești. Vineri se anunță Lapoviță și ninsoare și temperaturi cuprinse între 0 și 3 grade Celsius, iar în weekend temperaturi între minus 1 și 4 grade Celsius. Locuitorii se vor bucura sâmbătă de soare și duminică de ninsoare. În Govora, finalul de săptămână aduce temperaturi similare cu cele din Călimănești, între minus 1 și 3 grade, iar previziunile legate de precipitații rămân aceleași. La fel se prezintă situația în Băile Olănești sub aspectul precipitațiilor, dar cu temperaturi mai scăzute, care vor atinge minus 3 grade Celsius. În Râmnicu, Vâlcea și Băbeni, vineri vom avea temperaturi cuprinse între 0 și 3 grade Celsius, Lapoviță și ninsoare, iar sâmbătă între minus 1 și 4 grade Celsius și soare, urmând ca duminică să se înregistreze între 0 și 2 grade, temperaturile rămânând similare și la Drăgășani, unde însă cetățenii nu se vor bucura de soare în timpul zilei de sâmbătă. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că în următoarele zile și pe aproape întreg parcursul săptămânii viitoare, probabilitatea de apariție a intervalelor cu precipitații va fi ridicată, concomitent cu pătrunderea și instalarea unei mase de aer rece. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Urmăriți în continuare matinalul Fii Antenă. Pe curând!